Mireasa a sfârșit tragic chiar după nunta sa. Tânăra în vârstă de 34 de ani și proaspătul ei soț au fost pulberați de o mașină condusă de un șofer beat când plecau de la ceremonie. Femeia a murit pe loc în urma impactului. Alte trei persoane aflate în mașinuța de golf au fost rănite, printre care și Mirele, care a fost internat în stare critică. Cei doi miri se căsătoriseră cu doar câteva ore înaintea tragediei. Mama Mirelui a creat o pagină GoFundMe pentru a face rost de bani ca să plătească pentru înmormântarea norei ei și facturile medicale ale fiului. Mama Mirelui a postat și o fotografie cu cei doi tineri căsătoriți, surprinsă chiar înainte de accident. Femeia a scris că la spital i s-a înmânat o pungă în care se afla verigheta fiului ei la 5 ore după ce soția lui, acum decedată, i-a pus-o pe deget. Șoferul care i-a accidentat conducea o mașină închiriată cu 105 km pe oră și a frânat foarte târziu înainte să-i lovească. Limita de viteză pe acel drum unde a avut loc tragedia este de 40 de km pe oră. Potrivit polițiștilor, mașinuța de golf avea luminile pornite. Bărbatul care a provocat accidentul, în vârstă de 25 de ani, a fost plasat în arest. El este vizat de 4 capete de acuzare, iar pentru fiecare riscă până la 25 de ani de închisoare. Relatează știrile ProTV.ro.